Bună ziua și vă mulțumesc încă o dată pentru invitație și că acordați atenție persoanelor din diasporă. Acest plan de acțiune, noi la congresul, ultimul congres al diasporei, a fost pus, acest proiect a fost adus în fața noastră la ultima zi a congresului. La elaborarea acestui plan de acțiune am participat toți delegații la congres și s-au convenit undeva 34 de acțiuni și eu cred că aceste 14 acțiuni despre care dumneavoastră vorbiți, oricum sunt extrase din acțiunile propuse de noi atunci la congres. Au fost indicați și responsabilii și partenerii. Totul s-a bazat pe unele doleanțe a migranților, a participanților la congres. Unicul lucru care la congres noi nu l-am aprobat, deci personal a fost organizat bine, dar din punctul de vedere că fiecare a participat la câte un atelier, nu am avut ocazia, nu am putut să participăm la mai multe ateliere, spre exemplu, la atelierul când mergea vorba la Ministerul de Transporturi, noi ne aflam în alt atelier de lucru și eventual, dacă erau participanți la congres din Italia, din orașul Torino, nu erau cei din Roma, fiindcă se știe că diaspora între noi tot nu se face schimb de opinii, nu se discută, nu se colaborează și nu știam ce s-a întâmplat la celălalt atelier. Dar oricum, în acest plan de acțiune, văzând acțiunile, noi ne-am făcut o idee oarecare. Ceea ce ține de acțiunile guvernului, eu consider că 4 ani este foarte mult timp și e necesar ca să intervină și unele schimbări pe parcurs. Dacă, spre exemplu, apar unele problematici, unele idei, fiindcă nasc lideri noi, nasc asociații noi, nasc asociații de studenți, de tineri în diasporă, ar fi bine să intervină și să fie modificat acest plan, fiindcă este în favoarea noastră. Ceea ce noi am cerut în Italia, mai ales, eu vorbesc despre cazul Italia, fiindcă locuiesc acolo și activez acolo, noi am cerut în ultimul timp să simte dorința de a avea un avocat a diasporei. Spre exemplu, cu toate problematicile care ne întâlnim aici pe loc când revenim în țară și acolo în Italia. Noi foarte mult ne-am dorit ca să fie o persoană de încredere, deci din Republica Moldova, ca să ne apere interesele noastre acolo. Și noi asta am propus-o chiar să fie pe lângă ambasada Republicii Moldova sau să fie concomitent în Roma sau în mai multe orașe. Fiindcă cetățenii noștri când apelează la un avocat italian, noi cunoaștem că ei cunosc legislația italiană, dar nu cunosc legislația din Republica Moldova. Avem foarte multe cazuri cu copii care litigi între părinți și copiii, deci sunt luați de părinți în Italia. Avem foarte multe cazuri chiar și de deces. Nu este un secret că în 2013, am mai repetat undeva, am avut 50 de cazuri de deces, dintre care 80 au fost femei, motivul este cancer, dar când o persoană decedează, eu personal am foarte multe apeluri, oamenii noștri nu știu cum să se comporte, unde să plece și avocații italieni ca șacale așteaptă așa cazuri, mai ales în caz de deces la locul de muncă sau accident stradal, deci ei se comportă, deci cer foarte mulți bani, noi știm asta. Și din nou suferă migrantul, dar dacă în cazul când avem un avocat al nostru, care este pe lângă ambasadă, pe lângă acele 3 consulate, Padova, Milano și Roma, noi știm că noi trebuie să ne adresăm acolo. Aici aș veni iarăși cu o propunere și cu un apel că nu suntem informați. Deci ceea ce ține de chiar și de unele proiecte a acestui birou de relații cu diaspora, nu ajung la conaționalii noștri. Deci ajung numai când sunt unele activități culturale prin diferite orașe, dar noi e necesar să luăm în considerație că în orașul cum ar fi Roma, nu toți conaționalii noștri participă la așa activități. Deci în cazul dat vă fac alt exemplu. În cazul când vorbim despre programa DOR, despre această tabără pentru copii, părinții care deja acolo s-au ambientat, s-au integrat, ei nu mai vin uneori la concertele noastre, ei nu mai vin să aduc colete să trimită acasă. Deci ei pierd relațiile și chiar cu asociațiile și cu ambasada, fiindcă copiii deja sunt acolo, părinții sunt acolo, familia acolo. Ei muncesc zi de zi, trăiesc la periferia Romei. Și ei de unde poate să afle despre tabăra DOR, dacă nu numai de la asociații, din internet,
din site-uri internet, dar după cum știm, lucrul în Italia este un orar nu flexibil, persoanele au un orar dur de muncă, de dimineață până seara, și duminica eu folosesc mai mult ca să se odihnească în sânul familiei, să fie copii, să plece la biserică sau să stea cu prietenii. Ceea ce eu tot timpul mizez și pun punct pe informarea diasporei prin diferite căi de informare. Acum, după ce s-a format guvernul, ar fi foarte interesant și foarte util ca să fie preluat acel canal TV Moldova Internațional. E necesar să ne gândim și opțiunile, prin care metode să ajungă la diasporă. Dacă este costisitor să avem o antenă, să avem un satelit, deci este necesar să fie foarte mult răspândit prin canalul YouTube, așa cum era mai înainte, sau am mai propus cândva și undeva, de ce nu să avem un ecran mare la aeroport, deci în centrele unde este fluxul de migrație mai important, așa cum am spus și VisaMD, ca fiecare organizație internațională care activează aici pe teritoriul Republicii Moldova în favoarea migranților, cum ar fi Nexus, OIM, organizația noastră ODIM, proiectul PARE 1+1, BRD, BRIDA, că o să mai rămână, orice organizație care în favoarea noastră să aibă posibilitatea ca prin acest ecran, punctele acestea de concentrare a migrațiilor, cum ar fi aeroportul și gara, să ne informeze cât omul așteaptă, să fie informat permanent cu drepturile lui. Și dacă mă refer la planul de acțiune, avem foarte multe cazuri când migranții revin acasă și este și o problemă a mea personală. M-am ciocnit zilele acestea, deci în Republica Moldova se știe că merge foarte bine încă construcțiile, da? Dacă în Italia s-a stopat procesul sau construcțiile, aici în Republica Moldova, prin remitențele noastre care vin din Rusia și care vin din Europa, casele încă sunt în construcție. Și nu e un secret că majoritatea care cumpără case aici sunt migranții care vin din zonele rurale, acei care majoritatea lucrăm în Italia și cumpărăm apartamente în aceste case. Da? În Republica Moldova a ieșit o lege care reglementează, dacă aș putea să spun, asociațiile de condominiu. Ceea ce migranții idee nu au de asociații de condominiu Republica Moldova. Chiar dacă știu că este asociații de condominiu, fiindcă vine o factură foarte mare, foarte de achitat, ei nu cunosc drepturile lor. Vă dau un alt exemplu. Deci am plecat, nu o să fac nume la ce agenție de construcții, am plecat și am cerut statutul la această asociație și am cerut procesele verbale, am cerut bilanțul acestei asociații, fiindcă eu dacă contribui cu acele 500 de lei la început și pe urmă în fiecare lună mi se iau sute și sute de lei ca eu e necesar să achit, eu sunt cointeresată unde se duc acești bani, fiindcă am scos legea aceasta din siteul Ministerului de Infrastructuri, dacă nu mă greșesc. Dar foarte mulți conaționali nu cunosc asta. Vin acasă, toți suntem repede, suntem obligați să achităm aceste taxe la stat, ca pe urmă să descoperim că în casa unde noi locuim, cazanul de încălzire a apei și a căldurii a fost dat în gestiune la o altă agenție, să zicem așa, nu mai aparține la casa noastră. Deci asta s-a întâmplat în cazul meu. Dar foarte mulți migranți nu cunosc legea asociațiilor de condominiu Republica Moldova. Deci, din nou, asta este o dezinformare. Altă problemă care s-a născut atunci la Congresul Diasporei și noi am cerut să fie introdus în planul de acțiuni, foarte multe documente se perfecționează online acum, da? Chiar și cazierul juridic. Foarte multe documente se perfecționează online, dar conaționalii noștri nu cunosc asta. Deci, informația dată ajunge la puțini lideri de asociații care sunt mai activi, la cei care sunt pe Facebook, oameni care sunt cointeresați, citesc permanent presa în Republica Moldova, dar noi trebuie să ne gândim că societatea și comunitatea noastră de migranții, majoritatea nu au idee unde să caute asta. Nu folosesc bine, nu știu a folosi Google. Noi vorbim de pătura
Сочало, а чело орфімей каріоді пощит вирса дічен зеждіані суздіч. Так не уйтем до податлі статістичен Італія, діносути чин зежді міді персуані, шай защинжі проченті сент фімей, чин зежді проченті сент імплікатіян лукрурікасніче, діч фак лукрязи кападанті, голф, бебісітінг. А чес фімей уніор ніч нуав акчес ла інтернет. Кер дака акчес ла інтернет, ілі sunt nevoite să stea numai pe Adnăclasnici sau Skype, ceea ce le permite un dialog viu, aș putea spune, pe Skype cu rudele sau pe Adnăclasnici le-ar permite să stea în contact cu toți colegii lor, colegii, rude, fiindcă este un sistem, nu este un secret, este un sistem foarte frecventat de conaționalii noștri. Deci, uneori sunt grupuri de persoane care, dacă ne uităm pe Facebook, rețeaua de socializare, putem să ne uităm ajung la 180 de persoane. Pe Adnăclasnici, dacă este un grup de cum să-ți pregătești o nuntă în Italia sau cum să-ți, să-ți aranjezi casa în Moldova mobilă sau așa mai departe, în grupul ăla fac parte peste 70.000 de persoane. Deci trebuie să fim conștienți de faptul ăsta. Este un factor social care cu timpul o să se schimbe. Deci mulți critică că moldovenii stau pe Adnăclasnici. Oameni buni, sunt conaționalii noștri, sunt frații noștri, sunt surorile noastre, sunt rudele noastre. Necătând de faptul că sunt plecați în Rusia sau sunt plecați în Europa. Deci nu trebuie să discriminăm, mai ales noi, cei care înțelegem aceste lucruri, nu trebuie să-i discriminăm, dar să-i ajutăm să înțeleagă unele lucruri uneori și chiar și criticându-i, fiindcă critica uneori, critica pozitivă aduce unele schimbări. Oricum persoanele acestea încep să cheme la asociație, să întrebe cum să-mi fac un CV, cum să folosesc programul Word. Avem foarte multe cazuri care noi am ajutat și am susținut persoanele date. Eu vorbesc din motivul că lucrez zi de zi acolo în Italia, deci mă întâlnesc cu așa cazuri și totul este documentat. Noi în asociație totul documentăm. Persoana de unde a chemat, din ce oraș a chemat, care a fost problema lor și care este soluția. Spre exemplu, dacă eu știu că pe sistemul VisaMD este răspunsul la o întrebare, suntem solicitați uneori și din Rusia foarte deseori, noi le spunem că dacă intrați pe sistemul VisaMD, găsiți răspuns la întrebarea dată. Sau dacă intrați pe sistemul Nexus, găsiți răspuns la întrebarea dată. Deci încercăm să ajutăm cumva cu naționalii noștri. Dacă mă reîntorc la planul de acțiune Guvern Diasporă, ar fi bine ca acest birou de relații cu diaspora, la început eu eram împotrivă ca acest birou ca să se nască un minister în Republica Moldova și am motivat și faptul de ce, fiindcă nu aveam atunci, nu erau bani de ajuns ca noi să avem un minister și a diasporii. Aveam destul în Republica Moldova, nu era necesar acest minister. Pe urmă, guvernul a decis ca să fie creat acest birou de relații cu diaspora. Ceea ce am notat personal la Congresul Diasporei, la care vin din anul 2003, prin anii cei, aceste congrese erau organizate de Biroul de Relații Interietnice. Deci ei atunci organizau, măcar că acest birou răspunde numai de minoritățile culturale care sunt aici în Republica Moldova, începând cu rușii și finisând cu găgăușii și țiganii. Deci ei erau, răspundeau numai de aceste pături sociale. Au început să organizeze aceste congrese a diasporei. Noi atunci prin ambasada am insistat să venim și noi din Europa. Eram foarte puține persoane la congresul 3, ca pe urmă prin intermediul organizației internaționale migrației, deci pot să spun că organizația aceasta a avut un rol foarte important în a face în modul ca să vină cât mai mulți reprezentanți a diasporei din Europa. Fiindcă la acest congres erau câte 70-80 de participanți, dar majoritatea din țările CSI, dar din Europa erau foarte puțini participanți. După ce Organizația Internațională Migrației a organizat o conferință despre conferința era pe tematica consolidarea capacităților și identitatea națională, dialogul între diaspora. După această conferință s-a născut și un sistem Moldova Diaspora care nu a activat și îmi pare rău că acolo au fost cheltuiți fonduri foarte mari, au fost bani alocați dintr-un proiect european. După aceasta s-a născut și Biroul de Relații cu Diaspora și ceea ce am observat la ultimul congres, la șaselea congres, că noi, comunitatea noastră, suntem divizați, deci dacă noi eram supărați pe anii aceia când veneam la congres aceștia din Europa, că la congres ni se vorbea că vorbim limba asta,
era mai mult dat atenție la cei din CSI. Acum, la congresul dat, colegii noștri din Rusia s-au simțit așa. Erau unii colegi din Ucraina, din Rusia, care au spus că voi, aceștia din Europa, nu ne înțelegeți, fiindcă noi în Rusia avem și o diasporă foarte veche, care au plecat printre primii, care au fost deportați, care au fost... s-au dus prin anii 70, când se construia BAM-ul, sau, și au rămas acolo. Ei au o altă realitate. Și eu consider că nu e necesar, nu putem să discriminăm aceste persoane, să le spunem noi ce limbă vorbesc ei și cum se simtă, ce identitate națională au. Biroul de relații cu diaspora ar fi bine să aibă capacitatea de a... Aș vrea să spun că biroul de relații interietnici și biroul de relații cu diaspora ar fi bine să-și unească forțele și să muncească împreună. Sau dispar ambele și se naște o agenție care să apere interesele tuturor minorităților care sunt aici în Republica Moldova, așa cum suntem noi apărați interesele acolo, foarte multe organizații în Italia ne apără interesele noastre, și concomitent să muncească cu comunitățile din afara Republicii Moldova. Aceasta ar elimina discriminarea între noi, ar elimina multe piedici care chiar noi, liderii între noi, uneori nu găsim un compromis, nu ieșim la un numitor comun și aceasta ne îndepărtează unul față de altul. Și se întâmplă ceea ce s-a întâmplat la Congresul 6, când colegii noștri din Rusia care s-au născut acolo, crescut acolo, ei au spus că noi ne-am simțit discriminați din partea voastră. Au spus-o la voce mare. Este o întrebare foarte delicată pentru noi, fiindcă din, cum am spus, noi suntem divizați între noi, da? Nu suntem uniți între noi. Și aceasta se întâmplă și în Italia, în mai multe orașe, între asociații, și avem chiar și dezbinarea asta, deci se simte și între... nu reprezentanții, aș putea să spun, avem, să fac un exemplu, în mai multe orașe Italiei avem reprezentanți a bisericilor noastre care, deci suntem divizați și din punctul ăsta de vedere, da? Fiindcă multe persoane spun, eu plec la preotul acela, fiindcă el face totul pe vechi, sau el este moldovean. Eu plec la preotul ăsta, fiindcă el este... vorbește limba română și deci asta tot ne-a divizat. În ceea ce privește identitatea națională, este un subiect care este actual și în Republica Moldova. Îl simțim noi, migranții, când venim aici pe loc, fiindcă în pofida faptului că ne aflăm în Republica Moldova, dar uneori este foarte, nu riscant, este foarte... E necesar să fim foarte atenți cum ne comportăm în unele instituții, în unele magazine, în unele oficii, când intrăm, fiindcă se simte lipsa unei identități naționale, da? Nu știu ce exemplu aș putea să vă fac. Pentru mine este o problemă. Eu accept propunerea colegilor noștri din Rusia. Nu știu prin ce acțiuni ei văd toată această idee a lor. Eu, spre exemplu, anul acesta m-am gândit în orașul Italia, Roma. Am vorbit la universitate să organizăm o conferință care să se numească Moldova se prezintă. Dar Moldova se prezintă din punct de vedere turistic, cultural, peizagistic, deci avem foarte multe în turism, avem foarte multe direcții care sunt de descoperit, deci să promovez cumva țara noastră. Deci m-am anexat pe propunerea venită din partea biroului de relații cu diaspora. Noi nu știm acum cu schimbarea guvernului dacă acest birou o să rămână sau dacă o să devină o agenție, ce o să fie cu el mai departe, dar oricum noi nu cerem nimic din Republica Moldova să fim ajutați, să ne trimită fonduri. O să avem unele cerințe din partea noastră, ceea ce ține probabil de logistică, de material informativ și de diferite hărți, diferite broșuri, ceea ce ține Republica Moldova. Desigur, trebuie să fie în limba engleză sau limba italiană.
Dar la tema identității naționale este o temă foarte acută care dezbină nu numai diaspora, dar și societatea noastră aici în Republica Moldova. Înțeleg colegii noștri din Moscova de ce au propus, fiindcă s-au simțit discriminați la alegeri. Ei au avut mai puține sedi electorale, fiind cei mai mulți acolo, se știe că undeva peste 600 de mii, probabil, după datele statistice vorbesc, sunt în Federația Rusă, au avut mai puține sedi electorale, dar asta ține și de politica care a fost făcută înainte alegerilor. De ce eu aș veni cu o propunere și îmi pare că în planul de acțiune a fost introdus votul electronic, să se vorbească despre votul electronic, eu consider că aceasta ar fi o oportunitate a noastră democratică de a participa la alegeri. Și colegii noștri din Moscova ar fi foarte bine cu toate tehnologiile moderne care există la moment să organizăm, de ce nu, o conferință online între lideri de asociații sau între persoane care doresc să participe. Ar fi foarte interesant, de ce nu și dumneavoastră în acest studio, să invitați unii oameni de opinie din Republica Moldova, unii reprezentanți a mass media, unii politicieni și de ce nu să se înceapă o discuție pe tema dată. Eu consider că tema aceasta noi o abordăm fiindcă noi ne simțim discriminați ne discriminăm unul cu altul și există. În Italia, în Europa nu se vorbește pe tema dată. Europa încearcă să facă din toate țările care fac parte din ea, încearcă să ne aducă la conștiința noastră că avem o identitate europeană. Deci acolo încearcă să dispară barierele astea. Oricum, un italian când o să vină la Chișinău, el spune că el este italian. Îmi pare rău că foarte mulți cetățeni care trăiesc aici în Republica Moldova sau care sunt după hotare, fiind cetățeni a acestui stat, ei spun că sunt de altă națiune. Deci națiunea pentru mine este libertatea de a mă exprima, luând în considerație valorile cu care am crescut, luând în considerație cultura care am avut-o din primii ani de la părinți, de la această societate, și eu liber pot să mă exprim că eu sunt moldoveancă, fără să aduc aluzii sau fără să încerc să dovedesc cuiva ceva dat faptului că am cetățenie acestui stat. Și fiindcă există acest stat, eu mă consider moldoveancă. Eu pot să fiu, să vorbesc mai multe limbi, pot să am cetățenie altui stat, fiindcă legislația Republicii Moldova ne permite, dar din momentul când o persoană spune, este conștient de faptul că trebuie să te simți, eu consider că trebuie să te simți. Cineva odată m-a întrebat ce înseamnă pentru tine, ce identitate ai. Eu am glumit și am zis că eu, în sufletul meu, mă simt, am o cultură și rusească și românească, dar la exterior eu sunt moldoveancă. Dar dacă mă aflu în Italia și mă întrebați cum eu mă simt, eu sunt o femeie universală, fiindcă eu trăiesc în acest stat, uneori mă simt aici discriminată, uneori mă întorc la mine în țară, mă simt discriminată, dar asta este boala migranților noștri. Noi avem conceptul de oameni, să zic așa, facem parte din categoria persoanelor sclavi de trecere, sclavi în trecere, cum ne numesc Fundația Zancan de Padova, a fost făcut o cercetare pe seama migraților și ei a spus că mai ales femeile astea din Est Europa, ele sunt sclavi în trecere, deci ei astăzi sunt, mâine nu o să mai fie în casele italienilor, fiindcă și ele la rândul lor îmbătrânesc și ele la rândul lor o să aibă grijă, ca cineva să aibă grijă de ele. Și multe ori văd cum se comportă italienii care vin aici în Republica Moldova, ei chiar fiind din regiunea Calabria, regiunea Sicilia, din mai multe regiuni, ei spun că sunt cetățeni a Republicii Italiene. Deci eu tot timpul am spus și spun cu mândrie și tot timpul am drapelul în geantă, eu sunt cetățean acestui stat, eu sunt moldoveancă. Și accept propunerea colegilor noștri din Moscova, este o temă, eu cred că e târziu să vorbim pe tema asta, dar oricum, dacă iau așa inițiative, de ce nu? Și mă bucur faptul că în Rusia zi pe zi nasc noi asociații, noi persoane noi care își dau seama, conștientizează faptul că dacă ei nu o să fie utili pentru comunitatea lor acolo pe loc, dacă ei nu o să țină o relație intensă cu țara, cu toate organizațiile internaționale care sunt aici, nu o să aibă informație decentă în țară, deci cetățenii noștri sufer. Fiindcă acum știți problema
care s-a născut cu mulți cetățeni ai Republicii Moldova, care au deport în Rusia și e necesar să achite sume de bani unor excroci. Deci se naște din nou pe seama lor, pe spatele lor, se nasc unele lucruri nu frumoase și nu în favoarea lor, deci în desfavoarea lor. Și iarăși sunt cetățenii a zonelor rurale din Republica Moldova. Iarăși ei suferă în momentul dat. Acest val de migrație care a avut loc mai ales spre Italia, și Italia cere forță de muncă a genului feminin, dacă ne luăm în considerație începând cu anul 2006 din datele statistice, în Moldova erau 94.000 de copii care aveau un părinte după hotare. În 2009 erau 135.000 de copii și în 2013 au fost peste 150.000 de copii care aveau un părinte peste hotare. În anul 2010, guvernul știu că a aprobat un plan de acțiuni în ce privește tutela acestor copii, deci ei au facilitat acea tutelă care exista, fiindcă problema era gravă, au facilitat acea tutelă și au adus la cunoștința părinților, din câte știu, prin satele Republicii noastre, că ei, când pleacă, e necesar să lasă o tutelă, o curatelă pentru acești copii minori. Dar, din câte am observat, chiar la frontieră, la aeroport, nu văd la părinți să le ceară această tutelă. Deci, la ce bun să aplice, să scoatem o lege, să aducem la cunoștința mass media că avem așa un număr mare de copii când legea nu se aplică. Aceasta a dus la intervenția, aș putea spune, statul italian s-au gândit în anul 2009 să ajute Republica Moldova să facă un recensământ a acestor copii care au rămas fără părinți sau care au rămas numai cu un părinte în țară. Din datele statistici care ei au adus la iveală, deci merge vorba despre acești 150.000 de copii care au un părinte peste hotare. Știm că în baza acelui proiect au fost în colaborare cu Ministerul Muncii, a fost făcută și campania în Italia Nimeni nu e singur pe pământ, deci ca să aducă la conștiința cetățenilor noștri că aceasta este o problemă în Republica Moldova. Pur și simplu, acea campanie a fost organizată prin vizionarea unui film care Oamenii Nimănui, care a stârnit o indignare a cetățenilor noștri care sunt în Italia și foarte mulți au rămas șocați de acest spectacol. Chiar fiind conștienți că există această problemă în Republica Moldova, ei deja sufereau acolo. Dar, oricum, Ministerul Muncii italian s-au bazat pe principiu și pe baza drepturilor copiilor care la noi în țară activează organizația UNICEF și acestea sunt drepturile copiilor care prin anii 50 apoi a fost aprobat Convenția Drepturilor Copiilor în anii 78 și noi, Republica Moldova, am aderat la această convenție și este logic și este normal ca noi să tutelăm și să protejăm acești copii, fiindcă sunt viitorul țării noastre. La momentul actual, când Republica Moldova a închis acordul de asociere cu Comunitatea Europeană, când era în curs de discute acest acord, există așa o coaliție regională a zonei Mării Negre, se numește. Deci acolo la fel a fost introdus a fost publicat un document, Protecția copiilor, element cheie între acordul de asociație semnat între Uniunea Europeană și Republica Moldova. Deci, din câte cunosc, foarte multe asociații, foarte multe ministere și în Italia și în Parlamentul European, această problemă a fost adusă la conștiința celor din Parlamentul European prin filmul Arrivederci a domnului Jereghi. Asta nu este un secret că ei au aflat foarte multe, au rămas impresionați de acel film a domnului Jereghi. Și se vorbește foarte mult timp
în Italia se gândesc la anumite proiecte, se vorbește despre fenomenul copiilor orfani sociali în Republica Moldova, orfani albi în România și left behind în Ucraina. Se implementează proiecte la nivel foarte înalt. Aceste proiecte în Republica Moldova, în afară de recensământul acestor copii, au presat, să spunem așa, asupra factorilor de decizie, cum ar fi Ministerul Muncii, care a dus la facilitarea acestei tutele pentru părinții care pleacă. Dar din nou revin la ideea că tutela e inutil că există, dar nu este aplicată. Și toată această problemă se răsfrânge asupra societății noastre prin faptul că avem numere foarte urâte în ceea ce privește sinuciderea între minori. Nu așa de mulți din ei au copii în Italia, cât mai mult în Rusia. Începând din anul 2008 și la ziua de azi, tentative de suicid au fost undeva peste 300. În Republica Moldova activează o asociație împotriva suicidului la copii, dar suiciduri au fost undeva în jur la peste 100. În Italia, suicidul este între oameni de afaceri. Deci când se închid unele fabrici, uzin, oamenii de afaceri în Italia, dar suicidul este un caz aparte care, dacă să-l studiem din punct de vedere a sociologului Durkheim, deci sunt patru feluri de suicid, deci copiii din Republica Moldova ar fi colocați în suicidul, așa spus, fatalistic, când în societate se întâmplă o dezmembrare și o coeziune socială nu există, nu există solidaritate între persoane simple, comunitatea, acești copii sunt lăsați uitării, să zicem, chiar și de partea ecleziastică, deci familiile sunt dezmembrate, nu există un dialog între membrii familiilor și, mai ales în cazul, în țările unde părinții sunt migranți. Uneori, la noi în țară nu se discută pe tema aceasta, eu îmi dau seama că este un tabu și aceasta ar fi un faliment a acestui stat și a moralei, eu aș spune așa, a unei... Deci nu se discută, este un tabu, dar pentru mine nu este normal acest fapt. Noi avem aceste probleme în societate și e necesar ca să le aducem la conștiința tuturor. Și dacă copiii nu sunt protejați în baza legilor care ONU le-a adus la cunoștința noastră în ceea ce privește drepturile omului și dacă ministerele de resort sau organizațiile care sunt aici pe loc nu aduc la cunoștința noastră ceea ce se întâmplă în societate, din păcate aceasta se întâmplă iarăși revin în zonele rurale, de unde au plecat cei mai mulți migranți în afara țării. Deci mă refer iar din nou în Rusia și în Italia. Migrația a adus la noi în țară și o problemă foarte, foarte, foarte gravă, aș spune... Rudele între ei, vecinii, lipsește o solidaritate între ei, lipsește o comunicare între ei și chiar dacă ne referim la acele date statistice care Ministerul Muncii au scos la iveală 150.000 de copii, ei au spus că undeva 500 de copii dintre aceștia care ei i-au găsit în teritoriu, ei locuiau singuri. Deci avem foarte multe cazuri care sunt mediatizate de unele canale aici în Republica Moldova, foarte multe companii de informație, cum ar fi campania Nu mă bate sau Să fim mai solidari, deci care ne pun pe gânduri și ne aduc la cunoștință că această problemă persistă în societate, dar a devenit un tabu fiindcă nu se discută. Un tabu se eliminează când problema aceasta este adusă la cunoștința noastră, se discută, se așează la masă un cer de persoane care ar putea decide ceva, ar putea face ceva. În cazul nostru, ce puteam noi decide? În cazul nostru, eu consider că acum problema aceasta o să fie probabil mai
Nu aș putea să spun mai mic numărul de suicid sau mai puține probleme, dar dat faptul că avem acces acum în Comunitatea Europeană cu pașapoarte biometrice, ar fi bine ca conaționalii noștri să înțeleagă un lucru esențial. Când venim în Italia, ca să nu avem probleme pe urmă, să fim expulzați din țară sau să nu mai putem intra în țară dată, ca ei să nu rămână mai mult de 3 luni. Deci noi foarte mulți cetățeni avem care se adresează la noi cu această întrebare. Eu am 3 luni, pot să mai rămân? Noi le spunem nu, fiindcă o să ai o sumedenie de probleme pe urmă. Ar fi foarte bine să preluăm modelul polonezilor. Înaintea noastră, în casele italienilor, erau polonezii. Deci în specific, în aceste munci care acum la moment le fac cetățenii Republicii Moldova. Polonezii când s-au apropiat de Comunitatea Europeană, când au avut și ei acces la li s-au scos viza, ei au început să facă migrația asta circulară, au început să se înlocuiască unul cu altul 3 luni din 3 luni. Acum foarte multe familii italiene când se adresează la noi, dacă avem o persoană la muncă, a fost așa un caz, vă fac un alt exemplu banal, s-a dus o domnișoară la muncă, a lucrat 3 luni și în ultim moment a spus doamnei că ea pleacă în țară fiindcă are pașaport biometric. Doamna indignată a chemat pe noi și a spus ce înseamnă acest pașaport biometric, ce îmi comportă mie și de ce doamna tocmai în ultim moment mi-a zis. Eu le-am explicat că doamna nu putea să-ți spună prima, fiindcă nu avea să o primiți la lucru numai pe 3 luni. Și doamna singură a spus, atunci eu vreau altă fată în locul ei pe 3 luni să vină, în așa mod să am numai 2, ca ele să se schimbe din 3 luni în 3 luni. Deci aceasta ar comporta în țară la noi, familii să fie mai unite, să nu se dezmembreze familii, mai puține divorțuri, eu cred, și copiii să aibă părinții alături. Deci ar fi foarte bine ca noi să înțelegem că banul nu este tot. Este foarte important să ajungem la un nivel economic avansat, dar să preluăm modelul și să preluăm mai mult de la italieni. Să fim un pic cu ceremonii mai simple, de ce nu cu nunți mai simple, cu mormântări mai simple, cu mătrii mai simple, dar să înțelegem că copiii noștri care cresc fără contact fizic cu părinții, fără o discuție între părinți și copii care merg singuri la școală și acasă îi așteaptă bunicile care au o vârstă înaintată, acești copii pe viitor, la rândul lor, asta o spun psihologii, sociologii, o să aibă probleme ei la rândul lor, în familia lor. Și ar fi bine ca noi să conștientizăm faptul acesta și să începem să facem migrație circulară. Deja este și timpul după 10-15 ani de migrație. Fiindcă noi facem parte din, așa spus, lanțul migrării sufletului, da? Fiindcă țările europene care stăteau foarte bine economic, statul welfare la dânși, da? A început să șchepăteze, dacă s-ar putea de spus. Și ei, ca acest gol să-l împle, da? Cu ceva, am fost noi migranții care am stopat acea gaură a statului italian, care nu aveau bani să mai ajute acești bătrâni, fiindcă au devenit mulți, nu mai aveau bani să ajute acești bătrâni și ei ca o întreprindere, ce au făcut? S-au dus și s-au adresat la piața de muncă. Deci a avut loc o întâlnire între întrebare, cerere și ofertă. Și noi suntem oferta lor. Deci ar fi bine ca să conștientizăm faptul acesta că Italia nu o să fie permanent. Că în Italia acum, la moment, este o criză foarte mare și foarte mulți migranți au rămas fără muncă, foarte mulți, mai ales în construcții, bărbații noștri care se orientează de acolo, mulți pleacă spre Rusia, mulți se uită spre Portugalia, multe familii se gândesc să migreze în Canada. Dar să ne gândim că avem și acasă o țară, să încercăm să o facem, cum spunem noi, o țară ca afară, să aducem câte mai multe lucruri pozitive din țările în care am locuit aici pe loc. Au și ei neajunsurile lor, au și ei păcatele lor, taburile lor. Dar noi să ne străim să aducem, să facem ca țara noastră să prospere, să crească, să devină ca afară. Ar fi bine ca noi migranții uneori avem foarte multe propuneri de la fabrici, de la unele spitale care se închid acolo în Italia acum, la moment. Și avem foarte multe propuneri de a... Ei nouă ne oferă ajutoare, da? Începând de la hăinuțe pentru copii sau pentru adulți și finisând cu unele
accesorii medicale, aș putea spune, cu unele tehnologii medicale. Ar fi bine ca guvernul nostru să se gândească să modifice ceva, să fie mai puțină burocrație pentru a aduce aceste ajutoare în țară. Probabil să se așeze cu omologii lor în Italia la masă și să găsim o soluție. Noi, migranții, uneori vrem să ajutăm țara noastră din afară, da? Fiindcă avem casă de copii. Nu negăm faptul că avem casă de copii în țară, nu negăm faptul că avem cantine sociale, au început să se nască în țara noastră, ceea ce este un lucru foarte îmbucurător, fiindcă bătrânii noștri care au lucrat o viață acolo sunt părinții noștri care merg la cantina socială și mănâncă. De ce nu? Dacă cineva în Italia dorește să-mi cadoneze 5 mașini de spălat, eu cu foarte mare bucurie le-aș da la cantina socială în satul meu de Baștină, spre exemplu Puhoi. Ca bătrânii când vin la cantină și iau masa la prânz, de ce nu să-și spele și rufele? Cât ei mănâncă, se spală rufele, iau acasă și le usucă. Deci trebuie să ne gândim la... să facem modelele din Italia, ceea ce am văzut noi acolo mai bun, să încercăm să aducem aici în țară. Dar trebuie să fim ajutați de cei care iau decizii. Și în ce privește coletele, ar fi bine ca cadrul legislativ să fie pus în funcțiune, să ne gândim la un model așa cum au făcut probabil Ucraina. În Ucraina, colegii noștri, am vorbit, ei sunt, au organizat divers această problemă a coletării. S-au organizat în agenții foarte mari de transport, care corespund unor cerințe a comunității europene, deci noi... Mulți din noi tind și se visează să facem parte din Comunitatea Europeană. Noi trebuie să înțelegem, Comunitatea Europeană asta în primul rând înseamnă reguli de respectat. Și ei au încercat ca microbusele astea mici să dispară un pic și se organizează în tiruri mari, da? Aceste tiruri au responsabilitatea, deci au unele privilegii pe străzile Italiei, fiindcă noi cunoaștem că problema coletăriei din Republica Moldova, acești șoferi nu spun, fiindcă ei se rușinează uneori, dar ei achită foarte multe amenzi pe, chiar în Italia, ieșind din Italia, la Gorizia sau la unele frontiere. Ar fi bine ca, iarăși din nou, oamenii care iau decizii în Republica Moldova să se întâlnească cu omologii lor în Italia și să discutăm ce se poate de făcut în cazul dat. Fiindcă eu consider că suntem discriminați din momentul când din Italia poate să vină colet în Republica Moldova și din Moldova nu poate să vină un colet înspre Italia. Pentru mine aceasta este o discriminare. Deci, din primele surse, chiar astăzi am chemat câțiva șoferi de aceste microbuse, au spus că problema există. Ei pot să aduc ceva din Italia, dar nu pot să transporte nimic din Republica Moldova. Spre exemplu, eu acum plec, eu nu pot să trimit în urma mea un bagaj cu haine și cărți. Nu mai vorbim de ceva produse alimentare sau băuturi alcoolice. Nu mai vorbim de țigări. Dar ei au spus că la întrebarea voi ați întrebat, voi ați cerut ceva, ce vă spun la frontieră cu România? Ei au spus că ne spun că aceasta este un regulament a Comunității Europene, nu se poate. Dar problema există și noi cerem, noi dorim să fie soluționată, fiindcă foarte mulți copii când vin vin să-și viziteze rudele, când vin sărbătorile mai ales, statul nostru, guvernul ne cheamă acasă, ne solicită să revenim la Baștină, doresc ca noi să revenim, ca remitențele să vină și să rămână aici în acest stat, dar trebuie să ne creeze și unele condiții, fiindcă uneori noi spunem că coletele, ce au nevoie cei care sunt în Italia? Coletele sunt un fel de punte între țară și noi. Coletele sunt mai mult... Putem să vorbim la subiectul sentimental, da? Fiindcă mirosul cu care ai crescut, acele bucate care mama cu dragoste ți le pregătește și le trimite la o zi de naștere, pentru noi sunt foarte importante. Fiindcă când stai 15 ani în Italia, eu primul lucru când am venit acasă, eu în toată ziua îmi place zamă, mămăligă, plăcinte, ceea ce eu am crescut, ceea ce mi-aduce aminte de rădăcini, de părinți. Sediul în orașul Roma a fost schimbat spre bucuria noastră, aș putea spune așa, fiindcă cunoaștem istoria sediului vechi, am trăit și personal și am văzut ce s-a petrecut acolo mai mult de 17 ani, dacă nu mă greșesc,
Era un sediu unde lipseau și lucruri elementare, dacă să vorbim despre o cameră mamei și a copilului, o sală de așteptări, un viceu. Erau ani când noi așteptam la acel sediu, când eram foarte mulți, eram câte 300-500 de persoane în rând, era foarte problematic, eram numiți urâți de vecini, fiindcă eram mulți, se făcea gălăgie, oamenii așteptau, dormeam noaptea acolo pe sub pereții ambasadei. Acum suntem mai puțini care apelăm la serviciile ambasadei. Oricum, pentru noi este, nu știu, a cui este această victorie, dar sediul este foarte frumos. Pur și simplu este un pic mai departe de zona termenii, fiindcă dacă ne gândim la cetățeanul care apelează la ambasadă sau la consulat, sunt cetățeni care au probleme legale, probleme ca să-și facă o procură, probleme ca să plece acasă cu un pașaport alb. Pentru ei este un pic acum mai dificil ca să ajungă. Desigur, o să piardă mai mult timp, dar este îmbucurător faptul, fiindcă avem altă imagine a țării, fiindcă avem foarte mulți oameni de afaceri care vin la sediul ambasadei ca să cunoască țara noastră, că asta este primul pas, cum ar fi primul pas când ai deschis ușa unei țări și tu intri în ea, da? Când intrau în ambasada veche, noi cunoaștem toți care era situația, era foarte, ambientul era neplăcut și totul vechi, ușile care se mișcau iarna, frig, lucrătorii ambasadei și a consulatului au muncit în condiții foarte, foarte, foarte rele, deci era în afară de frig, era la ultimul etaj, nu erau condiții favorabile pentru o muncă demnă, eu consider, și ei nu își meritau condițiile astea. În ceea ce privește ambasada și consulatele, necătând la faptul că în Italia există deja 3 consulate, eu consider că în planul de acțiune a guvernului a fost introdus, dacă nu mă greșesc, ambasada vine mai aproape de tine. Deci ar fi foarte bine ca consulii noștri să fie mai activi în teritoriu, dar când pleacă în teritoriu, iarăși mă revin la problema a informa persoanele. Ar fi foarte bine ca, iarăși din nou, biroul de relații cu diaspora sau chiar canalul dumneavoastră VizaMD să fie o rețea între aceste asociații. M-aș referi la această listă a persoanelor responsabile de promovare și realizarea politicilor în diaspora, care a fost aprobat de guvernul Leancă. Aceste 30 de persoane, dacă nu mă greșesc, care fac parte din diferite ministeruri și 30 de persoane, unii este inclus serviciul VAMAL. Deci eu mă întreb uneori ce fac aceste persoane pentru a promova și realiza politicile în domeniul diasporei. Probabil ei coordonează între lor. Aici sunt datele lor, sunt telefoane, sunt adrese e-mail. De ce această listă nu a ajuns în diasporă? Eu înțeleg că nu fiecare din noi poate să apeleze la persoanele date. Dar asociațiile, dacă ar avea asociațiile această listă, noi cunoaștem care sunt problemele acolo. Deci le culegem, facem un apel către un responsabil a Ministerului Culturii, să spunem așa, scrim direct la el. Dar uneori mă gândesc că dacă noi am apelat la acești oameni din aceste ministere, mă întreb pentru ce bun dar e biroul de relații cu diaspora. Înțelegeți? Sunt trei entități în Republica Moldova. Este BRI, este BRD și aceste persoane care din unele surse eu cunosc că ele fac parte deja din aceste ministere. Deci sunt oamenii acestor ministere. Deci ei stau așezați acolo în favoarea mea. Dar eu mă întreb ce fac ei pentru noi. Probabil discut împreună cu biroul de relații cu diaspora, cu alții, cu OIM-ul, unele politici în ce privește diaspora. Oricum mi-ar plăcea ca ei, ca și noi asociațiile, să colaborăm între noi. Să fim uniți, să facem o rețea, să dialogăm, fiindcă dialogând ne cunoaștem și cunoscându-ne ne iubim mai mult, ne vrem mai bine.